Doamne. Aloha! Ce faceți? Stați așa că mă admiram și eu că sunt plină de scame. Mi s-a rupt mânerul de la rola de scame și mă chinui cu ea așa. Trebuie să-mi cumpăr alta neapărat pentru că nu pot fără rolă de scame și mi-am adus aminte de dimineață în timp ce îmi puneam maleta asta care, apropo, mi se pare super, super tare. Stați că tot sunt despre jos acum. Câteodată sunt despre sus, acum sunt despre jos. Na, acum cred că e mai bine. Așa, ziceam că mi-a adus aminte de dimineață, în timp ce îmi puneam maleta asta, că ieri s-au împlinit 2 ani de la divorț. Și sunt cum nu se poate mai fericită. Pentru cine nu știe despre ce vorbesc, trebuie să meargă la Nic Măsu de anul trecut, pentru că acolo am explicat în detaliu care e treaba cu divorțul meu. Dar da, cicatricea mea este aproape inexistentă. Am aici așa ca un gol micuț, dar nu e ca și cum n-aș avea alte goluri de la asta, de la acne, așa, și sunt bine. Da, mi-au mai ieșit câteva coșuri în zona aia și de fiecare dată m-am speriat că o să-mi iasă din nou nenorocirea și că nu o să scap de el, dar n-a fost, a fost doar alarmă falsă. Și ziceam de maletă, maleta asta neagră, care e super simplă, super basic, dar mi se pare atât de elegantă și atât, cu toate că e neagră, mi se pare că arată atât de bine și mai ales pentru perioada rece, mi se pare că e, nu știu, elegantă, sofisticată, dar în același timp foarte, foarte simplă. Așa că dacă vă bătea gândul să vă luați o maletă din asta pe gât, neagră, eventual să întoarceți gâtul cu gulerul cum trebuie, așa, nu ca mine, să stea îndoită. Deci, da, e un plus și e super simplu de accesorizat, adică nu vă trebuie mult, mai ales cu o pereche din hând de cercei așa mai lunguți, vă lungește gâtul și arată super bine. Astăzi am folosit rujul de la Yves Rocher, cel din pachetul de la Petugu, și m-am gândit eu să fac ceva de genul ăsta. Parcă... Da, parcă mi-e bine așa. Arată destul de ok. Așa, astăzi, iar n-am filmat pentru că, și de asta intră bine programul ăsta pe care mi l-am făcut eu de Vlogmas, pentru că nu mai mă chinui așa cu vlogurile în zilele în care nu am. Ieri mi-a fost rău. Teoretic, ieri trebuia să fie, sau a fost, nu că teoretic, chiar a fost, stați așa că, așa. Ieri a fost întâlnirea cu prietenii mei, întâlnirea de Crăciun. Dacă vă aduceți aminte din vlogurile anterioare, din anii trecuți, întotdeauna înainte de Crăciun, eu și prietenii mei ne adunam la Georgiana acasă, ne făcea Georgiana ceva bun de mâncare, de regulă tochitură, că se pare că pe aia ne-am axat, și împărțeam cadouri, povesteam și așa mai departe. Și cu Denisa, cu Sorin, nu m-am mai văzut în ianuarie, cu Georgiana și cu Lucian la fel. Nu ne-am mai văzut din ianuarie, cu Viorel și cu Eugenia m-am mai văzut. Cu Eugenia, în mod special, m-am mai văzut. Dar, da, nu am putut să merg pentru că mi-a fost rău și am zăcut ieri toată ziua. Dar partea bună este că astăzi mi-a revenit și partea și mai bună este că am daily vlog pentru voi și nu ratăm, încă nu ratăm niciun episod de Nicmas. Astăzi... Este duminică, teoretic, și mă gândeam eu așa, după ce o să filmez, că vreau să filmez ceva, care n-ar trebui să-mi ia foarte mult timp, mă gândeam să mă duc până în oraș, poate să mă uit la film, să mă duc la un film, la Napoleon, că s-a lansat Napoleon și de când am auzit că se lansează, eram așa, hai odată, pentru că eu am fost și sunt în adolescența mea, în liceu, cel puțin eram mare fan Napoleon și când am auzit că iese un film, zic, ok, pe el. E făcut de americani, mă rog, am rezervele mele în ceea ce îl privește pe acest domn film, dar o să vreau totuși să mă duc. Dar chestia este că e cam urâțel afară. Teoretic trebuiau să fie 15 grade astăzi, este ceață,
La un moment dat părea că se sparg norii și că o să se lumineze. Acum s-a întunecat. Eu vorbesc cu voi de la lumina de la Ring Light, pentru că atât e de întuneric. Cum vă spuneam eu, dacă vă aduceți aminte, în noiembrie anticipam faptul că vom avea parte de un decembrie mohorât și întunecat și închis. Ei, despre asta e vorba, despre asta ziceam. Așa, eram sigură că așa o să se întâmple. Am niște monștri pe aici care s-au grăcit ei să mă invadeze, but whatever. Și mă gândeam ca după ce filmez să o iau spre oraș și să mă duc să poate să mă văd filmul, să mai arunc un ochi prin mall, să mai, nu știu, diverse. Dar nu știu dacă o să se întâmple efectiv, că, again, nu știu cum e vremea. Mai devreme chiar picura, că n-am ieșit să le dau la fetele de afară să, să mănânce chiar picura. Așa că nu știu dacă chiar mă încumet. Problema este că se anunță pe zilele viitoare, se anunță ploaie, viscol, urât. Și mă gândesc că poate cam ultima zi în care aș putea să mă duc să fac treaba asta fără să deger. Știți că eu, navetă, depind chestii tresti și așa că, da. Încă nici nu mi-am terminat cafeaua pentru că am tot făcut diverse pe aici. Acum, mă apuc să filmez clipul ăla de care ziceam și poate mergem. Dacă nu, oricum am ce să fac acasă. Sunt așa împărțită. Sunt pentru că am fost plecată înainte să înceapă vlogmasul, am fost la Cluj, am fost la mama. Sunt puțin așa împărțită că parcă vreau să stau și acasă, știți? Vreau să zac la mine acasă, vreau să stau aici, vreau să stau în coconul meu, să stau ca Woody, așa, băgată în păturică. Dar în egală măsură mă gândesc că după aia s-ar putea să ratez momentul ăsta pentru că o să vină frigul, o să fie rece, atunci chiar nu o să mai ardă de ieșit și mai bine mă duc acum. Da, mă rog, prioritar este să filmez clipul ăla, după andiamo. Nici nu se observă că cuiva a fost doar de plimbare. Nu. Nu știu dacă o vedeți pe Happy, e deja la canal. Nu se observă că i-a fost doar de plimbare. Chiar deloc. Da, am ieșit afară. După ce am terminat de filmat, am ieșit afară să văd dacă e atât de rău pe cât părea de pe geam. Și bate vântul într-adevăr, dar nu e chiar atât de gravă situația. Și ce credeți? M-a trezit colăbuță pe picior de la Happy. Happy care nu suportă să o atingi. Nu suportă să mă ating de ea. Și asta a fost semnul că vor la plimbare, pentru că nu le-am mai scos de foarte mult timp. De când am venit de la mama, nu le-am scos la plimbare și nici până să plec, cred că cu două săptămâni înainte, nu am mai fost la plimbare și le e foarte, foarte doar de plimbare. Nu știu cum să mai spună altfel, că mă tot avertizează. Hai, Happy, mergem? Hai, pui! Păi, ce facem? Ce facem? Așa, și am zis că până plec, că până la urmă am decis să mă duc în oraș, până plec să facem așa o plimbare rapidă, rapidă, rapidă de 5 minute, nu mai mult, măcar să le amăgesc așa un pic cu o plimbare scurtă, că diseară dacă vin e prea întuneric, e prea târziu și nu e noapte pe câmp ca nebună, că nici chiar așa. Și așa mă crede lumea nebună că vin pe aici. Mai vin și noaptea. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy.
Ia. Mi-am terminat pastele. Am venit acasă, am ajuns acasă de la film, de la mall. Cu toate că am mâncat și la mall, mi-am luat și popcorn. Când am ajuns acasă, a trebuit să-mi fac să mănânc, pentru că mi-era foame. Și am găsit amândoi pui negri acasă. Udiță este deja instalată pe fotoliu, bineînțeles, iar Jiminy s-a adus în pat după ce l-am găsit alergând un șoricel, pe care acum, după ce termin de vorbit cu voi, trebuie să mă duc să-l caut, să văd pe unde l-a lăsat, că l-a părăsit pe undeva. L-au ucis după ce l-a alergat și acum trebuie să-l găsesc. Da. Viața cu pisici este așa. E un vis când îmi vin. Of, da, deci am fost la mall. Aglomerat, cum așteptam să fie aglomerat, fiind liberele astea și fiind duminică, mă așteptam să fie măcelul de pe lume, dar da, am rezistat. Mi-am cumpărat căști, ăsta este marele eveniment, este important de menționat că mi-am cumpărat căști, că sufăr de când mi-am schimbat telefonul, sufăr că nu am căști, fiindcă nu mai am mufa aia clasică, ca un țumburuș așa de se băga, am mufă din aia de încărcare acum și nu mai trebuie să pun și căștile, să am și căștile la fel cum văd din aia și nu îmi luasem și am tot amânat și acum m-am dus și mi-am luat și mi-am luat unele lila, ceea ce sunt, e bine, sunt foarte cute și a fost foarte bine că n-am mai trebuit să ascult problemele nimănui, n-am mai auzit nimic. Când am plecat am auzit o conversație între doi, într-o tipă și un tip care teoretic se presupune că erau soț și soție. Da, păi dacă așa sunt cuplurile moderne, lăsați mai bine singur. Nu, mulțumim. No, nu, deci, da, și aia zic, căștile mă salvează de la ascultat tot felul de conversații din astea care nu vreau să particip efectiv și nu vreau să le rețin și nu vreau să încarc eu hardul cu niște informații despre oameni pe care nu-i cunosc și care nu mă interesează și totuși mi se întâmplă dacă n-am căști, că de-aia sunt bune căștile. Filmul. Hai să o luăm așa, să prefațez. Eu m-am dus cu foarte mari așteptări la filmul ăsta pentru că eu, nu știu, v-am zis? Eu în adolescență, în liceu, toată perioada liceului și chiar și după am fost foarte mare. Și acum nu pot să zic că mi-a trecut așa de tare. Și acum sunt mare fan Napoleon. Deci eu, dintre toți, toate marile personalități istorice ale lumii, pe el l-am divinizat, să zicem, poate cu un prea mare. L-am iubit mult, adică și l-am urmărit și l-am studiat într-o oarecare măsură și m-am dus cu mare așteptări la filmul ăsta. Recomandarea mea este, dacă vreți să vedeți filmul, ca să nu vă, dacă nu l-ați văzut până acum, ca să nu puteți să săriți peste partea asta, peste partea cu comentariul meu, dacă, nu știu, vreți să nu fiți influențați, pentru că cred că totuși părerea mea este puțin subiectivă, având în vedere contextul în care v-am zis, da? Fan, Napoleon. Așa. Deci da, consider că e foarte posibil să fiu subiectivă pentru ceea ce urmează să vă zic și recomandarea generală pentru filmul ăsta este să vă duceți din timp și să vă duceți înainte să apară review-uri și să vă duceți fără așteptări și să nu ascultați în primul rând părerile nimănui și abia după aceea să analizați ce ați înțeles voi din filmul ăla și ce zic alții, da? Așa, încheiem chestia asta. Dacă, deci, again, dacă nu vreți, ne vedem în vlogul următor, dacă nu vreți spoilere și alte chestii. Dar, ca să fac un rezumat pentru cine iarăși nu o să aibă răbdare să mă asculte până la final, mie mi s-a părut o mizerie film. Deci, sunt foarte dezamăgită de filmul ăsta și sunt foarte dezamăgită și de Joaquin Phoenix, de la care avem mari așteptări. Și are potențial și omul are e un monument de talent. Dar filmul ăsta a fost ceva rău. Rău. Iarăși este o... Și mi-a fost frică de treaba asta. Trebuie să mă ascultați până la capăt ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Mi-a fost frică de treaba asta că o să fie așa, fiindcă este vorba despre un personaj emblematic european care a
modelat istoria Europei cu precădere și nu numai, evident, dar cu precădere istoria Europei și filmul este făcut de americani. Care americani? În primul rând că iubesc foarte tare stereotipurile și în al doilea rând sunt extrem de inculți. Și nici nu interesează să citească sau să aprofundeze un subiect. Chiar auzisem ceva legat de regizor, că a zis că în momentul în care au început să apară critici, că au mai fost critici foarte dure la adresa filmului și de-aia am încercat să nu mă las influențată, a zis, eu fac filme artistice, nu fac filme istorice. Ok, ok, nu faci filme istorice, dar să iei un personaj ca Napoleon, care a fost un monument de inteligență și de inovație la vremea respectivă și să-l transformi într-o caricatură obsedată doar de a avea urmași și război sau ceva de genul ăsta, e distanță. Știți? Mie mi se pare că l-a caricaturizat foarte tare pe Napoleon și, din păcate, avea foarte mult potențial. Bineînțeles că subiectul în sine are foarte mult potențial și personajul avea foarte mult potențial. Actorul genial, cum ziceam, și avea potențial să scoată un personaj absolut incredibil. Bă, dar l-au făcut rău. Deci mie mi se pare rău. Din ce am citit eu despre Napoleon, din ce știu eu despre Napoleon, din felul în care a fost istoria noastră, a Europei, vreau să zic, bă, e rău filmul. E prost făcut. E un film făcut teoretic. Dacă nu știi nimic despre Napoleon, nu știi cine a fost, habar n-ai cine e Napoleon, habar n-ai care-i treaba cu el, habar n-ai ce-a inventat, habar n-ai cum și-a pus el amprenta și cum își pune în continuare amprenta asupra vieții cotidiene pe care o trăim acum, asupra vieții noastre, dacă te uiți la filmul ăsta și zici, mamă, mă duc la filmul ăsta să aflu și eu ceva despre Napoleon, nu o să înțelegi nimic. O să înțelegi că e efectiv unul care a vrut și el să fie rege și s-a bătut și vreau copii. Atât. Asta înțelegi. Adică nu înțeleg. Înțeleg că războaiele lui și viața lui a fost tumultoasă și a fost o grămadă de aspecte în viața lui pe care n-aveau cum să le cuprindă în film. Pot să înțeleg aspectul ăsta, dar de aici și până la a prezenta viața lui doar așa episodic, prin fragmentele așa și alea prost puse în valoare, Nu, mă așteptam la altceva de la filmul ăsta, mă așteptam ca personajul să fie mai dramatic și de-aia zic că Joaquin Phoenix, mai ales după Joker, avea potențialul, deci să facă din Napoleon, să facă un personaj dramatic. Mă gândeam că poate se vor concentra puțin mai mult pe frământările lui interne, pentru că Napoleon, pe cât era el de genial, cât era de bun strateg, cât era de vizionar, era un om care intern era frământat de foarte multe lucruri, îl chinuiau foarte multe lucruri, de la relația cu Josephine, care, mă rog, știm că a fost cum a fost, până la felul în care o să lase lumea în urma lui, deci pe el îl preocupa și chestia asta, cum o să rămână lumea după ce moare el și cum și îl frământau și erau foarte multe lupte din astea interne și foarte multe angoase pe care le avea și mă gândeam că o să se concentreze un pic mai mult pe treaba asta, mă gândeam că o să încearcă să scoată o parte mai profundă, puțin mai filozofică, dacă vreți, din personajul ăsta, dar nu. Și Joaquin Phoenix chiar era un potrivit să facă treaba asta, ar fi putut să facă treaba asta, dar nu. Mi s-a părut slab și el și mi s-a părut prost filmul în sine, adică el n-a avut cu ce să lucreze. Nu e vorba de el că n-a putut să ducă personajul la înălțime, ci n-a avut scenariu necesar. Adică și, again, bucățele din bătălii, din viața lui, sărite așa, apare o chestie foarte alergată, foarte așa, adică ne concentrăm foarte mult pe bătălia de la Waterloo, pe scene de bătălie, dar în rest trecem repede peste toate. Iarăși, ideea asta că el s-a declarat de la început împărat. Nu, a fost inițial rege și apoi după ce a venit din Elba s-a declarat
s-a auto-intitulat împărat. Da, e o diferență, poate de nuanță, dar e importantă. Nu știu, mi s-a părut superficial filmul. Exact cum te aștept să facă americanii un film despre un subiect european, era să zic românesc, exact cum te aștept să facă americanii un subiect european despre care nu prea interesează. Adică, pur și simplu au vrut să scoată un film pentru că a fost Napoleon, pentru notorietatea lui Napoleon. Iarăși, prostia cu trasul în piramide, că a tras în piramide. N-a tras în piramide, din contră, Napoleon când a ajuns în Egipt și a dus campania din Egipt, el s-a dus cu istorici după el, s-a dus cu oameni care erau specializați în cultură, în arhitectură, s-a dus cu oameni cu cartografi, s-a dus cu oameni care să ajute la conservarea moștenirii istorice pe care o avea Egiptul. Din contră, s-a zbătut să conserve ce era în Egipt, nu să distrugă. Și iarăși, parcă intenționat au vrut să-l transforme într-un personaj superficial. Dacă ei n-au avut, sau nu știu, am senzația că în cinematografie, cel puțin, cel mai profund personaj pe care au putut să-l creeze a fost Lincoln, care Lincoln a fost și el și a pus și el cumva amprenta asupra istoriei, dar n-a fost, s-a ridicat la nivelul conducătorilor europeni, să spunem. Dacă ei nu au termen de comparație, efectiv nu pot să cuprindă pe Napoleon, știți? Și deranjant. Și iarăși chestia asta cu Josephine, au făcut-o efectiv să pară ok. Într-adevăr, relația cu ea a fost foarte chinuitoare pentru el și de-aia el a suferit foarte, foarte mult din cauza că ea se folosea de el, dar nu era vorba că nu-l iubea, ci era vorba că ea era conștientă de interesele ei mai degrabă decât de ale lui și de dragostea lui și a fost interpretată tot așa, ca o fătucă de-asta ieftină, de mâna a doua, care, bine, într-adevăr, a găsit-o într-un bordel, dar trecem peste. Erau și atunci, bordelurile erau și ele, de lux și mai puțin de lux pe vremea lui. Ce vă recomand eu, dacă vreți? Dacă, așa, citiți cartea lui Gheorghe Eminescu, Napoleon, este în două volume. Este scrisă la noi în perioada comunistă, dar mi se pare că este o biografie foarte decentă, de bună, în care îți explică foarte multe legate de strategie. Am citit-o în liceu, că v-am zis, m-am apucat să faza cu Napoleon. Am citit de două ori cartea. Nu știu dacă se mai găsește. Chiar sunt foarte curioasă dacă se mai găsește, că mi-aș recumpăra și eu volumele. Eu le-am luat de la bibliotecă. Dar acolo, în cartea, Gheorghe Eminescu dezbate puțin mai amplu relația cu Josephine, după aceea relația cu Marie-Louise, îți explică strategiile lui de militare, tacticile militare, cum a reușit el să ridice în campania din Italia, să ridice toată armata, că era pulbere, efectiv, nu avea o armată. Când s-a dus să facă campania din Italia, el era singur pe acolo, n-avea cum a adus îmbunătățiri inclusiv tunurilor, astfel încât să fie mai eficiente și să aibă o rază mai lungă de acțiune și multe, multe lucruri pe care le-a făcut. Și ok, nu trebuie să intri în detalii din astea minuscule în film, că îți dai seama, în două ore jumate n-ai timp, dar totuși, cred că în două ore jumate poți să construiești un personaj mai bun decât au făcut. Nu știu, m-a dezamăgit foarte tare. Again, poate și pentru că eu aveam așteptări mari, mari, mari în ceea ce privește filmul ăsta. Dar dacă e să mă întrebați, Oppenheimer a fost mai bun. Adică Oppenheimer a fost mai bun. La Oppenheimer, să dea naiba, au reușit să prindă latura aia de măcinare internă și de chin și de wow, ce am făcut și vai de capul meu ce se întâmplă, că uite că am, ce nenorocire am pus în mâna omenirii.
Pe când la Napoleon, care era tot așa chinuit de gânduri, de măcinat și era lovit din toate părțile și de oamenii lui, asta nu, nu. Adică, plus că au uitat foarte multe personaje importante, generalii lui, au uitat multe personaje care de-a lungul timpului l-au susținut pe Napoleon și l-au ridicat și care, până la urma urmei, au contribuit la ceea ce a fost Napoleon într-o oarecare măsură. Și, again, să reduci un monument de inteligență ca Napoleon la o caricatură, din asta care pur și simplu doar vrea copii și e obsedat de nevastă sa și că îl înșală nevastă sa, mi se pare deplorabil. Și, da, așa dacă e să o luăm pe partea artistică, scenele, destul de ok, frumușele, nimic de zis, bine lucrate, iarăși, aia cu intrarea în Moscova. Aoleu, deci ar fi atâtea de comentat. Iarăși, legat de bătălia de la Waterloo, am auzit atâtea dezbateri și atâtea analize s-au făcut pe seama bătăliei de la Waterloo, că acolo a fost o greșeală de strategie absolut stupidă, care i-a dat planurile peste cap că ar fi câștigat acolo și ar fi mulți, așa spun, mă rog, acum, na. Și iarăși, nu știu, superficial, deci mie asta zic, mi s-a părut superficial. S-a părut, da, mare dezamăgire, adică m-a dezamăgit maxim, nu mă așteptam. Era un film cu un potențial bun, mai ales având în vedere grafica de acum, să te introducă în atmosferă. Frumos de văzut la IMAX, nimic de zis, pentru că e ecranul la mare și ai impresia efectiv că ești acolo, băgat în film, faci și tu parte din scenariu, dar chiar mă așteptam la mai multe de la filmul ăsta și îmi pare rău. Și e păcat că francezii nu vor face un film despre Napoleon. Francezii, da, mă rog, și-au schimbat în ultimii 200 de ani și-au schimbat viziunea față de Napoleon și nu cred că vor face un film așa care să-l pună în adevărata lui lumină, dar da, mă rog. Chiar sunt foarte curioasă dacă voi ați văzut filmul, cum vi s-a părut și dacă v-a plăcut sau dacă vi s-a părut și vouă că a fost o chestie grăbită așa și, again, mi s-a părut că a sărit așa, țup, 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 țup. Dacă, again, dacă nu știi nimic despre Napoleon și vrei să zici că te duci la filmul ăsta, pe de altă parte, trebuie să recunosc că există și varianta în care, posibilitatea în care vezi filmul ăsta și te duci și citești și poate stârnește curiozitatea legat de personaj, de istorie, de momentele alea, de ce s-a întâmplat atunci. Există și această posibilitate ca măcar 5%, 10% din oamenii care se duc la filmul ăsta să stea puțin pe gânduri să se gândească, bă, dar cine a fost Napoleon ăsta? Ce naiba a făcut mai? Chiar așa au fost bătăliile alea? Sau, știți? Și, da, m-aș bucura să fie așa. M-aș bucura ca lumea să se ducă după ce văd de filme de genul ăsta, cum ar fi și cu Oppenheimer, că nici acolo n-au fost, și acolo a fost destul de soft în anumite situații. Să te duci să citești. Ia să vedem aici care e treaba cu bomba atomică. Ia să vedem de unde a plecat. Ia să vedem ce s-a întâmplat exact. Știți? Ca să nu mergem doar pe ficțiune. Discutam cu cineva chestia asta că e bine să se facă astfel de filme pentru că cumva îți stârnesc curiozitatea. Sunt cumva făcute pe limba ta astfel încât să-ți transmită mesajul pe limba ta și tu după aceea să te duci să te informezi. Și dacă se întâmplă asta, este bine, dar mi-e greu să cred că oamenii superficiali din ziua de astăzi se vor duce să afle mai multe despre Napoleon și să vadă de fapt cum a fost el ca om și ca personaj și ca om politic și ca strateg și așa mai departe și ca inventator și așa mai departe.
Mi-e greu să cred. Adică genul ăsta de superficialitate în film cumva le confirmă oamenilor superficial că sunt ok. Ah, sunt ok. E bine. Știți, nu trebuie să fac mai mult, nu trebuie să depun mai mult efort. Și asta e păcat. E trist. Dar da. Astea au fost impresiile mele. Eu mă apuc acum de editat pentru că am foarte mult de editat. Și ne auzim mâine cu un vlog nou, un clip nou. Vă pup și ne vedem mâine.